domnișoară? Cum să fie, cu emoții, să vedem. Am înțeles. Da. Nu știu dacă mai merge masca acum și cu casca, dar vezi tu în mașină. Văd în mașină, dar trebuie să respectăm regulile. Ai văzut că Irina a venit foarte entuziasmată, așa că n-are nimic ce să se zice rău. Așa să fii, te rogăm, te așteptăm. O premiere pentru tine, dragă Silvia. Așa e, da? Raul, te rog, ești un pilot experimentat. Ce o sfătuiești pe Silvia înainte să urce mașina? Să aibă încredere că știm ce facem la volan acolo și să se distreze și să încerce să ia cât mai multe din părțile bune în trafic, dar nu cu viteza. Și dacă vrea viteză, să știu că îi place și are o mașină foarte frumoasă acasă, să vină cadrul organizat. Te rog să-i împărtășești, Silvia, acum una dintre cele mai frumoase momente ale acestei meserii frumoase, acestui sport teribil pe care tu îl practici. Tu acolo cu cahara și când îți iese perfect de nota 10, așa că ne-ai ieșit nou câte un derapaj, câte o săritură de ala. Asta e! Abia aștept să facă și cu mine așa. Foarte frumos! De-abia aștept să-ți ascult impresiile atunci, Silvia, și după ce vă întoarceți. Mult succes! Hai să te vedem! Ne vedem pe toți. Așa-ți dorești! Rămâi în echipă atunci, să înțeleg. Deschide portiera? Acum ați dă și casă. Este foarte caldă mașina. Așa este. A zis și Irina același lucru. Asta a fost și impresia ei. Deci, cred că de asta slăbesc că folosesc de 35 kg. Probabil. Probabil. Se aduce Noris acum casca. Hai. Emoții. Da, dacă îți cai puterea are această mașină, eu zic că nu a fost atât de greu.
și eu, din tot sufletul amândoi, să rostiți după mine sloganul campaniei noastre permanente pentru copii. Trimiteți copiii la sport. Tu știi că ești ambasadorul nostru. Te rog. Trimiteți copiii la sport. Mulțumesc! Arată-ne tu mai întâi ce trebuie să facă.